Am vorbit mai devreme să cauți sprijin undeva, am vorbit că la medic, la specialist. Și un cuvânt bun, plin de compasiune, astăzi cuvinte bune, plin de compasiune, mulți caută să te cucerească, să vorbească despre tine, să vadă cine ești, să scoată de la tine lucruri și pe urmă să le facă publice sau să-și bată joc de tine pentru că le cunoaște. Nu faceți asta. Un cuvânt bun, plin de compasiune, te poate face să te simți mai bine, dar vorbește cu careva, cu o persoană care este de încredere. Nu vorbiți cu persoane care par a fi de încredere. Nu vorbiți cu persoane care vă poate atrage din punct de vedere fizic doar pentru că să-ți deschizi inima ca el să-ți afle problemele tale și pe urmă să-și bată joc de tine, să râdă de tine și așa mai departe. O persoană care te înțelege te poate ajuta să vezi lucrurile diferit chiar și când găsești soluții tu chiar mai puțin la ele care nu te-ai fi gândit niciodată. Simplu fapt de a te descărca cuiva te poate ajuta să te simți mai bine, te poate ajuta să fii o persoană mai bună, te poate ajuta să eviți stresul. Cere ajutor. Găsește persoana, identifică persoana respectivă adevărată, care crede, care te susține, care te înțelege. Identifică-o. Nu sări în mâinile, nu spune problemele tale în mâinile oricărei persoane. Ca să identifici o asemenea persoană este nevoie de timp. Vorbit mai mult. Comunicare, afli lucruri despre ea, când aveți vreun secret, nu-l faceți public, rămâne între voi. La fel, de exemplu, când suntem la locul de muncă și avem prea mult de muncă, nu putem să facem față, vorbim cu șeful sau putem cere ajutorul unui coleg care ne înțelege, te rog, ajută-mă, hai ajută-mă să facem asta, pentru că mă simt epuizat, mă simt, nu mai pot, nu mai știu ce să fac, nu știu cum să reacționez. Atunci când cerem ajutor, și noi ne vom simți mai bine și persoana cealaltă se va simți, pentru că la fel, ea așteaptă de multe ori să vorbim cu ea și să-i spunem ceea ce simțim. Ne poate fi fatală chestia asta, vor afla și alții, va râde de noi și cunosc persoane care chiar s-au sinucis din cauza acestui lucru. Când noi suntem stresați și avem asemenea lucruri stresate în mintea noastră și ne stresăm, de multe ori jignim fără să ne dăm seama, fără să vrem pe alții. Ce trebuie să facem? Ce putem face în privința asta? Ce putem face? Putem face în felul următor. Să ne cerem iertare când greșim. Oamenii astăzi nu se mai cer iertare când greșesc. Am greșit, nu știu ce, în jură, nu știu cum și nu știu cum. Greșești, cereți iertare copilului, partenerului, partenerei, părinților, bunicilor. Pentru că odată ce îți ceri iertare și pui în aplicare sugestiile pe care eu le-am zis, dacă poți să le pui în aplicare, bineînțeles, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Te eliberezi și tu de stres. Păi să accepte iertarea și să-l înțeleagă pe celălalt care a fost stresat. E cam greu un pic aici să te înțelegi, să nu te înțelegi, să înțelegi pe celălalt ce este, este un pic foarte greu. Dar trebuie să te pui în locul celuilalt. Atunci dacă te pui în situația lui, sigur, să zicem așa, cauzele stresului, chiar dacă nu dispare, dar pot să fie mai benefice. Toate lucrurile astea ne pot ajuta atâta timp cât încercăm să vedem pozitiv pe cineva și să înțelegem prin ce trece, ne va fi benefic nouă, ție. Oameni buni, asta a fost pentru astăzi, este un pic un video un pic mai lung, este vorba despre stres, cu asta ne confruntăm, de un an și ceva mai mult, să spunem așa, pandemia asta ne-a stresat foarte mult, așa că dacă v-a plăcut, dați un like, nu uitați până pe data viitoare să distribuiți, să vă abonați și să ne revedem la un nou video împreună cu tine. Așa că vă mulțumesc tuturor pentru comentariile voastre, vă mulțumesc tuturor pentru că am crescut la număr și vă mulțumesc că de fiecare dată unii dintre voi sunteți aici.